Salut! Băi, uite că am ajuns la 10.000 și uite că am ajuns să fac și primul Q&A. Sincer, nu mă așteptam să ajung până aici. Deci, și prin urmare, aș vrea să vă mulțumesc vouă mai întâi, comunitatea Storytime cu Remi. Vă mulțumesc că sunteți alături de mine, că mi-ați acordat o șansă. Știu că primele episoade nu sunt ce pot eu cu adevărat, dar sper că m-am revanșat începând cu episodul 11. Deci, un sincer mulțumesc vouă că mereu găsesc forță în comentariile voastre. Acum, aș mai vrea să-i mulțumesc și lui Gigi, canalul Povești de 2 lei, că m-a ajutat să pornesc la drum. Gigi mereu spune în poveștile lui că era și este un tip corect. Și uite că a demonstrat-o și în viața de zi cu zi. Deci frate, mulțumesc frumos. Și cum eu sunt mare fan Eminem, pot spune că tu ai fost un Dr. Dre pentru mine și canalul meu. Deci, sănătate frate, mersi mult. Aș mai vrea să-i mulțumesc și lui Alec Dean, un alt mare povestitor care a sprijinit canalul foarte mult. Și credeți-mă când vă spun că Alec Dinu ajută povestitorii români enorm. Este un stâlp al comunității, știu că nu mă credeți, dar nu am niciun motiv să vă mint când vă spun că probabil aș fi ajuns mult mai greu la 10.000 de subscriberi dacă nu era el. Deci frate, din partea mea, mulțumesc, dau o bere. Mai înainte să începem Q&A-ul, aș mai vrea să-i mulțumesc și lui Alecu, un alt povestitor, care dacă nu mă înșală memoria m-a găsit când aveam vreo 150 de subs, ceva de genul ăsta, de la care mereu citeam comentarii încurajatoare, deci mersi și ție frate și ține minte ce am vorbit în privat. Hai, spor la treabă. Așa, am aberat destul în stilul meu caracteristic, hai să începem și cu niște întrebări. Ok, deci prima întrebare, care vine de la Darius Iordache. Credeai că o să vină Gigi pe canalul tău? Nu, frate, nu credeam. A fost o surpriză plăcută. Tu ai o carieră în basket? Am încercat, am o poveste legată și de asta. Tu crezi că o să faci 100.000 și o să ai butonul de 100.000 de abonați? Mă, sincer, habar nu am. Zic, nu știu, vedem. Mai povești cu Alex? Care din ei, dar mai am cu amândoi. Deci și cel din școală și cel din cartier. O să pui și sunete amuzante pe videoclipurile tale? Deja o fac. Ai călătorit în altă țară? Dacă da, poți să zici cum a fost experiența acolo și dacă ai niște povești? Da, am călătorit. O să am niște povești. Era să mor într-una. Deci da, avem o grămadă de povești de acolo. Cristi, cameramanul. Care este cel mai rău lucru pe care l-ai făcut? Cel mai rușinos lucru, am furat din casă cărțile lui mama și le-am vândut la anticariat. Cel mai rușinos. Cel mai rău, poate o să facem povești. Peluze din lume. Câți ani ai? 30 și ceva. Mai am până la 40, stați liniștiți. De unde ești? București. Dar am copilării la Roșiorii de Vede. Când o să-ți arăți fața? Băi, nu știu. Nu știu. Probabil că va trebui să o arăt la un moment dat, dar nu știu încă. Deci rămâne de văzut. 23 basics. Ce înălțime ai? Am un 86. Ok, văd, Gabriela are mai multe întrebări. Pe viitor vrei să mai adopți un câine? E complicat cu Jinx, e sălbatic când vine vorba de alte animale. Câți ani ai? 30 și ceva. Într-un clip îți vei arăta chipul? Am mai răspuns la întrebarea asta. Probabil că va trebui să o fac la un moment dat. Nu știu când, nu știu acum astea. Mă concentrez doar pe povești. Cu cine ții? Messi sau Ronaldo? Ronaldo. De la cine te-ai inspirat să faci aceste clipuri? Mă, ca să lămurim treaba asta. M-am inspirat ca animații de la Deep și povești de 2 lei, evident. Dar astea sunt poveștile mele, nu mă inspir de la nimeni. Sunt 100% poveștile mele. Vedeți și voi seria Șef de Căcat, Baron Local, Zile de Naștere, or să mai fie o grămadă de serii care încep. Deci nu mă inspir de la nimeni. Doar la animații am făcut o mică inspirație. Ce mâncare îți place? Mici. La 50.000 o să-i arăți chipul iubitei tale? Nu ține de mine asta. Ce zodie ești? Vărsător. Câte kilograme ai în momentul ăsta? 75. Ce firmă de haine îți place? Armani. Ce mașină îți place? Dodge Viper. Care este cel mai bun prieten acum? Jinxy. Cu ce filmezi? Cu telefonul sau cameră? Telefon. Mersi de întrebări. Ok, întrebare de la Bless Ștefan. Ce ai face dacă ai fi Dumnezeu? Aș elimina toate bolile. Ai creat vreun joc? Da, aș reface seria Prince of Persia, Porsche Panamera sau Porsche Cayenne. Cayenne. Ok, întrebare de la Marian Ionuț Ceuca. Ce vrei să mai faci pe lângă YouTube? Bă, nu am timp să mai fac și altceva pe lângă YouTube. Am jobul, YouTube, e complicat, dar am planuri mari pentru YouTube. Ok, nu te supăra pe mine, user ZY1VR5YT9I. Pana mea, puneți nume. Ai făcut facultatea? Da, am făcut facultate și am și master. Trebuia să fac și doctorat, dar... Cristian Curte, câți ani ai? 31 pic. Mai am până la 40, deci stați liniștiți.
Ok, Laur Călin, câți ani ai și ce zodie ești? 30 și ceva și sunt vărsător. 18 februarie. Milka Andrei, salut, ce vârstă ai și din ce oraș ești? Păi, am 30 și ceva și sunt din București. Am copilărie la Roșiorii de Vede, dar m-am născut în București. Porumbeii sunt tari. De ce nu le spui cunoscuților că postezi? Păi mă, e simplu. Vreau să fie doar treaba mea. Vreau să fie doar hobby-ul meu, nu vreau să împart aia. Și i-am zis recent lui Dea, a rămas șocată, i-a plăcut la nebunie poveștile, am câștigat un subscriber și s-ar putea să avem un special guest în curând. Ninja Fox Gamer, ai mașină? Dacă da, ce mașină ai? Nu, nu am mașină, nu am permis, știu să conduc, o să am o poveste legată de asta. Marian, salut Remi, ce sau cine te-a făcut să te apuci de YouTube? Salut Marian, mă, de mult mi-am dorit, despre asta vorbeam în episodul 10, chiar mi-am dorit de mult timp să fac treaba asta, dar nu aveam timp. Nu aveam timp și după experiența cu COVID, o să fie o poveste, o să înțelegeți de acolo tot, dar eu m-am convins singur. Ok, altă întrebare, zero, salut Remi, ai făcut sală? Salut, da, și primul meu job a fost în sală pe la vreo 14-15 ani, o să am o poveste și de acolo, de fapt mai multe. Ok, altă întrebare, un om interesant, ai mai avut animale de companie? Da, doi hamsteri, Dondonel și Dondonica. Ok, altă întrebare, user nb3jb8dn2v, puneți-vă nume. Salut Remi, salut, câți ani ai? 30 un pic, culoarea părului tău, șaten. Bun, următoarea întrebare, Alex, salut Remi, salut frate. Respect pentru munca depusă, mersi. Întrebarea mea este, câți ani ai și de unde ești? 30 și ceva și sunt din București. Bun, următoarea întrebare, Valentin Naruto, ne vei arăta fața ta? Probabil, la un moment dat va trebui să o arăt. Ce idei ai pentru viitorul canalului? Mă, am multe idei. Vă spun sincer, foarte multe. Una dintre ele ar fi, și ascultați-mă până la capăt, un podcast, poate cu mine și cu povești de 2 lei și de vorbă cu Deep. Imaginați-vă, atât vă spun. Imaginați-vă, ar lua o razna trending-ul românesc, numărul 1. Zic și eu, nu zic multe. Caterinca lui Deep, Caterinca lui povești de 2 lei și eu cam un umil moderator. Mă, asta ar fi așa un vis pentru mine să pot să reușesc să-i aduc pe cei doi la o masă să facem un podcast. Deși cum m-am apucat, probabil că ai vrut să mă întreb, cum m-am apucat de YouTube? Simplu, am vrut să fac asta și m-am pus pe învățat. Ok, următoarea întrebare, user ZY1WR5YTNOI. Salut Remi, salut frate, cât îți ia să faci o poveste? De principiu, cu tot cu sunet, cu animații, cu editare, cu titrări, cu toate astea, 5 zile, cam așa. Ok, următoarea întrebare, Matei Enache, ai jucat la vreo echipă cunoscută de basket? Nu, am vrut, dar eu o poveste acolo o să o fac. O să faci povești cu vocea soției tale? Probabil. Mai vorbești cu cineva din prietenii tăi din copilărie? O să fac mai multe povești legate de asta și o să înțelegeți atunci. Care e cel mai bun prieten din gimnaziu și liceu? Mă, gimnaziu, cred că Alex. Alex, da. Și liceu, albanezul. Ok, Alex Clipa. La suma de 100.000 urmăritori o să faci face reveal? Băi, nu știu, la un moment dat va trebui să fac face reveal, nu m-am gândit la asta, nu știu când, deci, na. Te-ai gândit vreodată că o să fii boostat, mă refer la povești de 2 lei? Frate, nu, dar mă bucur că s-a întâmplat. Ți-e frică că cineva te va acuza că fur conținut de la alți youtuberi mai mari? Băi, nu au de ce să mă acuze. Eu am venit cu seriile Baron Local, Șef de Căcat, Joburi de Rahat și abia am început. Deci, mă scuzi, plus că puteți vedea și voi. Poveștile mele le găsești la youtuberii mai mari? În niciun caz. Deci, și am o grămadă, credeți-mă, doar din liceu junglă, dacă mă apuc să fac povești cu un episod pe săptămână, am acoperit un an de zile. Deci, nu, chiar nu-mi fac griji, credeți-mă. Am povești pentru următorii 6-7 ani, lejer, nu am de ce să fur. Ok, următoarea întrebare, Taru. Salut, ce părere ai despre educația din școală? Bă, una nasoală. Ce-o zic sincer, adică, din punctul meu de vedere, materia este mult prea încărcată, copiii nu se pot focusa pe ce le place, adică dacă un copil vrea să facă performanță în sport, de exemplu, nu îi se oferă această șansă. El trebuie să învețe matematică la nivel avansat, chimie, anatomie, foarte mult.
Lăsați-l pe băiat să se focuseze, de exemplu, pe sport, că tot am dat exemplu ăsta, și dați-i cunoștințe de bază din matematică, anatomie, geografie, istorie. Nu îl forțați pe ăla să țină minte niște polinoame și teoreme ale lui Pitagora sau... Foarte prost. Este încărcată materia teribil, din punctul meu de vedere, din nou. Așa e gândirea mea. Plus că ei nu mai au timp să fie copii, să se distreze, să facă orice. Se duc la școală, după aia la meditații, după aia acasă să facă teme, o oră, două, abia apucă să se joace și ei, mănâncă și somn, ca a doua zi e de la capăt. Nu știu, din nou, o părere personală. Ok, următoarea întrebare, Patrick Gamer, pe lângă acest canal, ai dori să mai faci încă unul, dar cu conținut complet diferit? Da, absolut, poate un canal cu podcast, gaming, nu știu, poate, așa, de Caterinca? Deci da, răspunsul e da. Ok, următoarea întrebare, de la Teddy, când vei face face reveal? Nu știu, o să fac la un moment dat. De câți ani ești împreună cu iubita ta? 8-9 ani. Ai vrea să faci o colaborare și dacă faci, cu cine ai vrea să faci colaborarea? Da, am spus și mai devreme. Vreau o colaborare, un podcast, nici nu-l vreau la mine pe canal, nu e nicio problemă, de vorbă cu Deep și povești de 2 lei cu Gigi. Numărul 1 în trending România, atâta zic, gândiți-vă. Ok, următoarea întrebare, DGSS, ce înălțime au Alex și Albanezu? Fix cât mine, tot 1,86 aveau și ei doi. Ok, următoarea întrebare, Remy Fan, mersi frate, câți ani ai? 30 și ceva. Ce joc pe PC sau laptop îți place sau ce joc ți-a plăcut? Pe PC God of War, Return to Castle Wolfenstein, Prince of Persia. Ce joc îți plăcea în afară de basket? Tenis de câmp, respinsea, pătrățica. Ok, T-Rex. Salut Remi, am mai multe întrebări. Salut frate. Când ai fost bătut cel mai tare? Liceu junglă. Când ai dat cea mai mare bătaie? Top acolo. Mai ții legătura cu Alex, prietenul tău din generală? Nu pot să răspund la întrebarea asta că stric povești. Ai fost bătut de profesori? Da. Care este mâncarea ta preferată? Mici și porc iberic. Mult noroc în continuare. Mersi, frate. Bun, următoarea întrebare. Florin Florinel. Ce părere ai de ceilalți youtuberi care fac content cu povești? O părere foarte bună. Serios vorbesc. O părere foarte bună, v-am spus și la începutul clipului. Când faci un video în care te-ai cunoscut cu iubita ta, urmează, vă dați seama. Ok, următoarea întrebare, Mihai. Salut, Remi, care a fost momentul din viața ta în care ai simțit cea mai multă adrenalină? Când era să mor pe barcă în Turcia. Am o poveste și de acolo, cred că două. Da, ăla a fost. Mi-am văzut efectiv viața în fața ochilor. E șocant, e real ce zic ăștia. Chiar îți vezi viața trecând prin fața ochilor. Alecu, câți ani ai? 30 și ceva. În ce programe faci poveștile? Animațiile le fac în Adobe Illustrator, editarea video în Premiere Pro și sunetul în Adobe Audition. La ce sumă doresc să le spui cunoscuților că faci YouTube? Păi lui de-aia i-am spus, la restul nu știu încă. Ai o anumită sumă la care doresc să ajungi? Nu știu, ți-o zic sincer, o luăm ușor, ușor. Cum ai ales numele Storytime cu Remi? Numele a fost ceva foarte greu de găsit pentru că încerc să fii special, încerc să fii unic, dar în același timp să le spui utilizatorilor de pe YouTube, băi, care este nișa ta? Eu sunt cu povești, eu sunt cu mecanică, eu sunt cu doctor, deci mi-a luat ceva timp, mi-a luat cam 2 săptămâni, 3 săptămâni să îmi găsesc numele. Sebastian Paul Băncilă. Ce mașină ai? Nu am mașină, am o poveste legată și de asta. Dacă ai avea $1 miliard, ce ai face cu ei? Investiții imobiliare și în aur. Câți ani ai? 30 și ceva. Cea mai importantă întrebare. Câți prieteni apropiați ai? 6? Cam așa. Ok, următoarea întrebare. Fotbal 05K. Care e echipa ta preferată de fotbal? Din țară, în trecut, nu mai urmăresc fotbal, era Steaua. Și din străinătate, înainte, Manchester United. Jinx e fată sau băiat? Băiat. Ce sumă de abonați vrei să atingi? Habar nu am, frate. Ce sport îți place? Îmi place basket, îmi place sala. Pe ce program editezi poveștile? Editare e Premiere Pro, iar animațiile le fac în Adobe Illustrator. Bun, următoarea întrebare, Ramos Rupe. Salut, Remi. Salut, frate. Ce planuri ai pe viitor? De exemplu, dorești să faci o nouă serie? O să rămâneți surprinși cu ce o să apară. Ați văzut doar ce ravage a făcut Baron local. Atâta zic, aveți încredere în mine. Știu ce fac. Ok, următoarea întrebare, Alex 007 bănuiesc. În primul rând, respect maxim, respect frate. Tot ai spus că ești înalt, mai exact cât de înalt? 1,86. Ai face vreodată face reveal?
Bănuiesc că la un moment dat va trebui să fac. Ce PC laptop ai? Am un PC 12 gen Intel Core i5 la 12400, 2.5 cu 32 GB de RAM, RTX 3070 de 8 GB și 2 SSD-uri. Ce programe folosești? Adobe Illustrator Ilustrații, Premiere Pro Editare Video și Adobe Audition Sunet. PS ești cel mai tare. Mersi, frate, voi sunteți. Ok, următoarea întrebare, Gabriel. Crezi că ai fi putut să-ți faci carieră din basket? Sincer, da. Cum v-ați cunoscut tu cu iubita ta? O să fac povestea? Crezi că în viitor vei face face reveal? Cum am mai spus, la un moment dat va trebui să fac, deci țineți aproape. Mai ții legătura cu colegii? E dificil să-ți răspund la această întrebare, o să înțelegi din povești. Vei putea, te rog, să faci o poveste cum te-ai integrat în liceu? Absolut, da. Sfatul meu este, fii tu onest, fii tu sincer cu tine. Atât. Respect, ai toată susținerea noastră. Mersi, frate. Ce jocuri pe PC îți plăceau în copilărie? Wolfenstein. Mai vorbești cu Alex? Nu pot să răspund la întrebarea asta că stric povești. O grămadă de povești. Ce specificații are PC-ul laptopul tău? Am zis-o mai devreme. Un i5 la 12400, 2.5 GHz, 32 GB de RAM, RTX 3070 de 8 GB și 2 SSD-uri. Ok, deci dacă vreți să învățați tot ce am învățat și eu, despre Adobe Illustrator, canalul Envato Tuts Plus are tutorial de Illustrator, cam 2 ore și ceva. Premiere Pro am învățat de la Jack Hall, un tutorial de vreo 9 ore și ceva. Iar Adobe Audition nu prea găsești tutoriale, deci acolo trebuie să vă descurcați. Și asta e tot ce folosesc. A, da, și încă ceva. Eu nu știam nimic despre editare, nici nu auzisem de Adobe Illustrator până acum, deci dacă mai fac greșeli, fiți și voi înțelegători, consider că sunt încă la început. Până una alta, din nou mulțumesc comunității Storytime cu Remi, sunteți magnifici și ne auzim în următoarea poveste.